Și astăzi Daniela Ștefănescu vă spune, ca de obicei, de la această oră, bună ziua și bună găsit și vă invit să urmăriți emisiunea Sănătatea Azi. Știți, dragi telespectatori, spun eu că orice, nimic nu este întâmplător, nici nu știu cum să mă exprim, astfel trebuia să vină domnul doctor Piric și nu s-a înțeles, iese de gardă. Eram așa într-o situație în care zic, Doamne, cum să fac să realizez emisiunea. Cu ceva timp în urmă am avut aici o invitată de excepție și trebuia să vină mâine. Cu domnul doctor Adrian Pătrulescu, președintele Colegiului Medicilor, mă ruga foarte mult să fac o schimbare, o rocadă, pentru că mâine vine profesorul Astră Stoaie chiar în studioul televiziunii BTV, pentru că încep zilele medicale vâlcene. Mâine era programată doamna doctor Florinela Bălan, medic medicină holistică. Zic că nimic nu este întâmplător, a fost, să spunem, cu o zi mai devreme. Dați-mi voie să-i mulțumesc în primul rând foarte mult pentru că, iată, de la Pitești a venit pentru noi aici la televiziunea BTV. Să-i spun bună ziua și din nou bun venit. Mulțumesc mult. Bună ziua, bine v-am găsit. Am venit să fac de gardă astăzi. Da, ca să scăpăm. Da, și pentru că medicina pe care o promovez eu, medicina holistică, este o medicină de avangardă. Vedeți, noi ajungem cu o zi înainte. Așa este, vedeți? Da. Că nimic nu este întâmplător. Da, exact. Doamna doctoră, am spus acolo boala ca șansă, cu titlul, da, cu semnul întrebării și al exclamării. Boala ca șansă, poate o să întrebe telespectatorii, sau boala ca șansă? Da, vă rog. Vă rog. Ideea este că, într-adevăr, este un titlu provocator, cred că și pentru medici, dar și pentru telespectatori, pentru că, într-adevăr, o să ne gândim cum anume ne îmbolnăvim și noi vrem să spunem că este un lucru bun, boala. Toată lumea știe că atunci când te îmbolnăvești, nu e deloc plăcut, da? Presupune așa multă suferință, durere, presupune îngrijorare, teamă, ajungi la medic, mai cheltuiești și bani și multe alte lucruri. Adică, practic, este cumva bulversare a întregii ființei umane când te îmbolnăvești. Și o să vedem că la sfârșitul acestei emisiuni o să dau o explicație foarte clară încât pacienții să înțeleagă exact că într-adevăr e o șansă. Doamna doctor, da, eu am încercat și v-am spus și dumneavoastră în emisiunea de acum, să spunem, o lună, da, că încerc în cadrul acestor emisiuni pe care le realizez să promovez și altfel de terapii. Și am amintit aici un nume, Crina Vereș. Crina Vereș, care a fost amintită nu odată pentru o suferință, pentru un cancer, dar chiar spunea la un moment dat că acest cancer a făcut-o să înțeleagă mult mai, a depășit, a conștientizat ceea ce înseamnă boala și a spus că a fost o șansă această boală în, în trup, în suflet, nu știu cum. Și o să vedeți că nu suntem singuri, pentru că data trecută și dacă îmi permite să prezint din nou telespectatorilor această carte, în special o recomand și pacienților, dar și medicilor, este vorba de un psiholog, Redighen Dalche, specializat în medicină naturistă, psihoterapie și homeopatie și vreau să vă spun că el spune așa, uitați, prin intermediul unui organ, dacă îmi permite să citez exact, că îl citez, sau regiunea corpului, sufletul încearcă să ne aducă la cunoștință o durere, o tensiune, o lipsă, într-un cuvânt, o problemă nerezolvată. Dacă știm să deșifrăm mesajul ascuns al bolii, avem toate șansele să ne liberăm de ea. Deci ideea este că în spatele bolilor există ceva mult mai profund, ceva la care trebuie să ne uităm mai mult și exact cum spunea doamna Vereș, de fapt, doamna doctor Vereș, că este foarte important să începem să ne uităm, să vedem și ca pacient și ca medic ce se ascunde acolo, ce presupune această conștientizare. Poate ne trimite spre conștientizare. Poate ne trimite spre autoreflectare, poate ne trimite spre dezvoltarea conștiinței. O să vedem. Doamna doctor, dar nu ar trebui să pornim ca să înțeleagă telespectatorii? Da. Avem acolo și un număr de telefon afișat. Dragi telespectatori, data trecută când a fost invitată doamna doctor Florinela Bălan, dumneavoastră, ați încercat, am lăsat o carte de vizită, dar poate că aceste întrebări ar trebui să le adresați în direct, poate vă ajută sfatul domniei sale. N-ar trebui, poate, pentru început să definim această boală, de fapt, ce este boala, care este noțiunea aceasta de boală? Da, este foarte interesant pentru că în medicina holistică, să știți că noi definim boala ca un dezechilibru. Deci nici nu folosim cuvântul boală.
De ce un dezechilibru? Pentru că o să vedeți că fiecare dintre noi suntem alcătuiți din punct de vedere energetic, să zicem, din mai multe planuri și telespectatorii știu asta. Din plan fizic, da, care reprezintă organele noastre, deci ambalajul, cum ar veni, corpul fizic, dar și în plan emoțional, în plan sufletesc și în plan mental. Și trebuie să știți că, de fapt, aceste corpuri se întrepătund unele cu altele, că noi nu ne distingem separat, lucrăm la pachet și în momentul în care apare un dezechilibru într-unul din aceste corpuri sau în toate la sfârșit, de fapt, ăsta înseamnă boala. Boala, de ce un dezechilibru într-unul din corpuri? De cele mai multe ori, noi ca medici, medicii obișnuiți, să zicem, alopați din care am terminat facultatea obișnuită, ne-am axat foarte mult pe partea fizică, pe care am dezvoltat-o foarte mult. Știm să investigăm foarte mult corpul fizic până la nivel de celulă. Dar, de exemplu, nu luăm în calcul în același timp, vreau să spun, pentru fiecare pacient și investigarea planului emoțional, să ținem cont și de emoțiile lui, și planului sufletesc și planului, să zicem, mental, în același moment. Ceea ce face ca, de exemplu, anumite lucruri care sunt în plan sufletesc să scape primei investigații sau vederii unui specialist, da, când consultă pacientul, și atunci cumva să nu mergem la cauza lucrurilor. Este foarte important, în primul rând, să înțelegem că boala este cumva un lucru puțin mai complicat, deci e un dezechilibru, și că ea presupune nu numai problemă fizică. Noi când vorbim despre boală în mod normal, ne gândim că avem un organ afectat, da? De exemplu, rinichiul, că așa știm, că este rinichiul, că este inima, dar noi nu suntem decât organe înșirate. Noi suntem o minune. Noi suntem un ansamblu energetic de corpuri care toate funcționează într-o conexiune complexă și armonioasă, și în momentul în care se schimbă sau nu mai este funcțională această, să zicem, armonie, apare dezechilibru. Și asta se numește boală. Bună, doamna doctor, am dat și semnificația, definiția acestei boli. Nu știu, poate că ar trebui să vă întreb, de unde știți dumneavoastră sau de unde știe un medic cum este afectat acest organism? În plan, într-un plan sau altul? Ați vorbit aici de planul ăsta fizic, unde avem toate organele în carcasă asta, în plan emoțional, în plan sufletesc, mental. Adică cum punem diagnosticul? Cum ar veni? Cum știm care este plan afectat și de unde începe? Păi e foarte simplu. În primul rând, ca să știi ce înseamnă un dezechilibru, trebuie să știi normalul. Dacă nu știm normalul, n-ai reper. Și eu propun acum, dacă îmi permiteți, că am adus cu mine niște informații, să citesc întâi normalul și apoi să vedem cum e dezechilibru, că n-am venit cum să știm corect, acest lucru. Corect, ca să-ți dea seama și pacienții. Bun, ok. Deci, în plan fizic, de exemplu, un corp, o ființă umană la nivel fizic, nivel de sănătate, înseamnă așa, echilibru homeostatic, asta înseamnă analize bune de laborator. Perfecte. Adică știți că noi, de obicei, prin asta investigăm. Am și aici, dragi telespectatori, da, aveți analizele. Mi-a făcut analizele. Ca să mi le citească, doamna doctor, ce cu negru nu vi le mai arăt, că sunt, ci că nu, bune. Bun. Da. Deci analize de laborator. Analize de laborator și deci echilibru homeostatic, adică foarte bine. Imunitatea bine dezvoltată, capacitatea de apărare a organismului și proces de autovindecare normal în corp. Pentru că să știți că fiecare dintre noi avem un proces de autovindecare care există permanent. Dacă astea trei eu, sunt... Doamna doctor, de unde îmi dă seama păi de vă spun eu de unde vă știți. De exemplu, dumneavoastră ajungeți la medic, rar, nu ajungeți tot timpul. Pentru gripele banale, pentru diverse probleme, enterocolite ușoare, diaree, vă trata singură. Și de obicei, dacă te odihnești, să zicem că stai un pic și ai puțină grijă de tine, corpul se reface foarte repede. Trebuie să știți că noi, în general, sistemul imunitar se ocupă cu acest lucru. El este șeful cumva într-un fel, dar o să vedeți că el este corelat de undeva mai de sus, nu face singur treaba. Dar trebuie să știți că dacă el este, cum ar veni, în stare de funcționare foarte bună, în general nu se permite în corp nicio boală. Deci, de exemplu, vă dau un exemplu cel mai grav, cum este cancerul. În momentul în care cancerul a pătruns în corp, lucru care se întâmplă cu 5 ani de obicei, în medie înainte. Deci noi nu apare cancerul așa deodată. Dar nu știm încă să-l detectăm, nu știm să-l observăm noi ca medici, nici omul nu știe să se observe, știți, ca să vină mai repede la medic. Dar vorbim de prevenție aici. Ce vreau să spun că... E foarte bine că a spus, trebuie să ne observăm. Cum trebuie să ne observăm. Cum ne observăm ca să venim. De asta vreau să spun aici, adică să începem să ne înțelegem care e normalul, că poate nici nu ne-a învățat nimeni.
nimeni să ne observăm, da? E, trebuie să știți că dacă sistemul imunitar nu mai este integru, atunci apar bolile grave. Deci cancerul, de exemplu, cum ar putea să apară un astfel de lucru grav în corpul cuiva dacă sistemul imunitar, adică cine trebuie să scoată afară absolut tot, ar fi în stare de funcționare. Deci din start persoanele care au probleme, care au cancer, au un sistem imunitar deficient și știți acest lucru. Iar dacă îmi permiteți acum să spun dezechilibru boală, cum ce înseamnă când este. În primul rând sunt boli și o să vedeți că afectează corpul treptat. De exemplu, bolile cutanate, da, pe piele, bolile apoi musculare, bolile pe oase, sunt bolile care apar, înseamnă prima afectare a corpului fizic, primul grad, primul nivel, nu e mult, adică putem să le rezolvăm ușor. Când ne lovim o echimoză, că diverse lucruri, astea le rezolvăm ușor. După care apar afectările renale, pulmonare și hepatice, care asta înseamnă o afectare medie, asta înseamnă că e deja ceva mai complicat, au început să apară niște probleme, deci un pacient, de exemplu, dacă e bolnav de ficat, trebuie să știe că el e cam jumătate bolnav, are o problemă deja, trebuie să înceapă să-și pună, adică să se controleze mai des, să se intereseze mai mult de el pentru că e o problemă. Și ultima dată, bolile cardiace și bolile cerebrale, pentru că ați văzut că ăsta este și motivul morții. Întotdeauna, când o persoană moare, ăsta este și diagnosticul, stop cardiorespirator sau divers sau accident vascular cerebral, deci cam prin asta se moare, deci noi cam toți cam așa murim, știți cum ar veni, dar este ultimul stadiu ăsta. Și asta ar fi normalul, cumva am vorbit și patologic, cu un planul fizic. Dar vă provoc să vorbim de planul emoțional, să vedeți aici că este un mare lucru, și anume în plan normal, de starea de sănătate a corpului emoțional, arată așa: dragoste, bucurie, calm, încredere, curaj, securitate și fericire. Asta este definiția unei stări de normalitate a planului emoțional a cuiva. Mai spuneți o dată, doamne. Mai spuneți o dată, poate să vedem. Deci, dacă ai dragoste, bucurie, calm, încredere, curaj, securitate și fericire și așa te simți, înseamnă că ești normal din punct de vedere emoțional. Hai să vedem cum e dereglarea, adică când nu mai ești bine în corpul emoțional, pentru că dacă nu mai ești bine, trebuie să apelezi la un doctor. Asta spun. De exemplu, începe așa, gradual, insatisfacție, adică nemulțumire, iritabilitate, anxietate, fobie, deja e un pic mai mult, suferință, tristețe, apatie, depresie și în final depresie suicidară. Și aici intră și atacurile de panică. Cu alte cuvinte, în primul rând vreau să remarc că atacul de panică și deci depresia, inclusiv depresia suicidară, este în planul emoțional. Este o tulburare emoțională, foarte interesant de văzut asta, pentru că de obicei e tratată pe la psihiatrie, în planul mental și nu și are locul acolo. E foarte important să înțelegem că atunci când avem o problemă de depresie, trebuie să ne ducem la un psiholog sau la un medic de medicină holistică, să zicem cum sunt eu sau alții care se ocupă cu asta, dar nu trebuie să mergem la psihiatru. E foarte important. Următorul plan, v-am dat de gândit. Ascult toate planurile, să vedem după aceea cum faceți corelarea. Vă spun imediat. Există, cred că, da, o corelare. Vă ascult cu foarte mare atenție, sunt convinsă că vă ascultă și telespectatori. Planul mental. În plan mental, normalul arată să ai claritate, coerență și creativitate și o gândire logică. Deci când ai astea, e sănătos în plan mental. Să vedem cum este starea de boală, de dezechilibru. Începe cu neatenție. Apoi, uitare. Sunt foarte multe persoane care deja au probleme. Lipsă de concentrare. Lipsă de concentrare. 30% din pacienți, vă spun eu că am deja. Melancolie, adică o stare de tristețe așa. Letargie, adică spre apatie, știți? Iluzii, încep să apară problemele. Acum deja e stadiu avansat, știți? Iluzii, idei, paranoia, deliriu destructiv, confuzie mentală completă și, să zicem, schizofrenie. În final, da? Așa arată un dezechilibru. Dar uitați-vă că prima parte a dezechilibrului în plan mental este deja la foarte multă lume din foarte multă populație. Insatisfacție. Exact. Neatenție aici este. Insatisfacție la emoțional. Dar planul spiritual, haideți să vedeți că e foarte interesant la planul spiritual. Normal arată așa. Împlinire sufletească, dorință și pornire lăuntrică către evoluție spirituală, de la sine. Așa, iar dezechilibru arată, înseamnă deteriorarea conștiinței și haos moral și etic. Cam ce este în societatea noastră în momentul ăsta? E problemă pentru mine, trebuie să înțeleg cu deteriorarea aceasta conștiinței. Da, deteriorarea conștiinței, în primul rând că trebuie să știm că foarte mulți nu știu ce e conștiința sau au auzit decât ca și cuvânt.
dar nu știu, știți că una este că am auzit și una este să lucrăm cu el, ca și despre suflet. Am avut pacienți și vorbesc cu pacienți și astăzi vin din consultații și mă întreb, Dumnezeu, dar ai suflet? Da, am suflet. Și despre el ce știi? Mai nimic. Dar știți, de a afla că ai conștiință și de a lucra cu ea, să o crești de dimineață până seara, că de fapt ăsta este rolul nostru ca și oameni, e distanță ca de la cer la pământ. Și e foarte important să înțelegem că anumite lucruri care fac parte din noi, pentru că trebuie să știți că noi ca și ființă umană avem și noi un fel de manual de utilizare. Și dacă noi nu știm părțile noastre componente, noi nu știm cum e normalul nostru, noi nu știm cum să ne vedem că dacă, de exemplu, suntem apatici, nu e bine. Trebuie să mergem la doctor, înseamnă că încet, încet se insinuează o depresie. Sau, de exemplu, dacă nu mai suntem creativi, avem blocaj în creativitate. De exemplu, și un arhitect, da, nu mai ai o problemă. Hai să mergem să vedem. Deci în momentul în care vedem că nu suntem la maxim cum ar trebui să fim noi, trebuie să începem să investigăm. Pentru că noi așteptăm să ne doară. Noi așteptăm durerea fiind semnalul că avem o problemă. Nu, da, durerea da, nu e deloc semnalul. Da, domnule doctor, și întâlnim și vedem da. Semenii noștri nouă acea stare de bucurie pe care spuneți dumneavoastră. Exact! Una. Să fim vesel, știți și acolo la scriptură, să fim vesel, să fim vesel. Da, pe mine mă întreabă pacienții dumneavoastră ce sunteți așa cu bucurie de viață, că ei vin trei supărați și eu sunt la mine așa da, e armonie. Și zic, eu sunt decât sănătoasă. Deci nu sunt în plus. Deci așa arată normalul, dar vedeți dumneavoastră în momentul în care nu mai știm cum e normalul, ni se pare că e suspect persoana. Ei, vedem pe stradă, doamna doctor, așa de trist, tristețea aceea în priviri. Apăsarea aceea a umerilor, preocupații, neatenții. Și atunci te întreb, băi, care este de fapt normal? Frământați. Exact. Dar și... din punctul meu de vedere, mă scuzați acum că vă întreb, că vă provoc. Din punctul dumneavoastră de vedere, când există așa la nivel social și, să zicem, în cantitate foarte mare, adică aproape întreaga populație, din punctul dumneavoastră de vedere, ce anume este afectat mai mult? Planul mental sau planul sufletesc? Cum vi se pare? Știți ceva? Cred că, nu știu, în proporție de 50-50. Da. Vine să spun. Pentru că atâta timp când ți-e afectat planul sufletesc, atunci încep și bolile. Am mai dat un exemplu, doamna doctor, și am mai dat un exemplu cu atunci când sufletul ți-e greu și spui, am întâlnit și am auzit cu toții acea expresie, mă doare sufletul, mă doare sufletul că nu știu ce mi s-a întâmplat în dragoste, mă doare sufletul că m-am certat cu copilul, mă doare sufletul că am picat, mă doare sufletul. Sau că n-am loc de muncă, sau că sunt foarte bolnav. Și sau spui, că... bă, dar cum te doare sufletul ăsta? Și de aici începe o adevărată da. Tragedie, da. Da, și ideea este că, știți, apropo de acest lucru, în medicina obișnuită, alopată, da, pe care o înveți în facultate, nu există tratament în momentul ăsta pentru durere sufletească. Eu, de exemplu, am pacienți și medici... Mă tranquilizați, doamna. Pacienți și medici, pacienți și farmaciști. Și e o mare provocare pentru mine, dacă îmi permiteți, să întreb, dumneavoastră în farmacie, că știți, nu prea înțeleg, adică e o altă, cumva, o medicină un pic diferită și e foarte greu să înțeleagă o persoană care a lucrat numai cu produse sintetice, să înțeleagă că eu pot să tratez natural și durerea sufletească. Și întreabă, dumneavoastră aveți pentru așa ceva? Da. Eu, de exemplu, și vreau să, dacă îmi permite să explic un pic. Deci noi avem așa, pentru suflet avem tratament pentru regăsirea bucuriei de viață, pentru atenuarea tristeții, pentru alungarea singurătății, pentru doliu, cei cărora le moare cineva și știți momentele acelea până când îți revii, adică e foarte problematică, deci acolo e afectarea sufletului foarte mare, pentru recunoștință, pentru armonie, pentru iertare. Iar de asemenea avem tratamente și pentru minte, de exemplu pentru anxietate, în homeopatie sunt foarte multe, pentru atașamente de diverse, pentru gelozie. Deci noi tratăm și gelozia. Spuneți-mi dumneavoastră dacă există tratament în farmacie pentru gelozie, că eu n-am avut, n-am văzut. Înțelegeți? Păi nu știu, doamna doctor, ca să mă tratați cu medicamentos, îmi dați, eu știu, ceva de genul sedativelor, iar aici mi se pare și cred că și telespectatorilor li se pare puțin alungarea singurătății, mi-ar trebui și mie acolo puțin de alungarea singurătății, de gelozie, de ce să nu fiu sinceră, și un pic de gelozie. Gelozia este normală până când devine patologică.
Problema nu este știți, cu normalul. Aici e foarte mult de discutat, da, că devine patologic. Asta e un subiect, dacă doriți, cu mare dragă. Uite. Și cred că multe dintre mulți și multe dintre noi... Data viitoare! Vă spun, e un subiect pe care da. Merită să-l aducem la atenția dumneavoastră. O să vedeți că este o tulburare a ego-ului, a personalității noastre. Este un dezechilibru, o boală. Și, de fapt, este cel mai greu de tratat. Deci când ești gelos, vreau să spun în forma extremă, deci de boală, practic sunt vreo 5-6 dezechilibre acolo, e un cocktail acolo de multe lucruri adunate. E cel mai greu de tratat din punct de vedere homeopatic. Dar există. Eu am avut un pacient, da, care s-a tratat, este din altă localitate, nu este așa vâlcean, este, și vreau să vă spun că am avut satisfacția asta, 3 luni a durat, să-ți vină să spună, domnule, nu mai sunt. Deci... m-am vindecat, eu ok, sunt, deci știți, e mare lucru să vină pacientul să spun, nu mai sunt. Și era într-o situație, mă scuzați că vă spun, foarte specială, ca să înțelegeți cât că era patologică. Dânsul era gelos și avea soția însărcinată, ceea ce presupunea că n-avea cum să-l înșele, știți, adică doamna era chiar în situația în care nu putea înșela și el spunea, bine, eu îmi dau seama că n-are cum femeia asta, dar pur și simplu mi-e rău când iese din casă și merg cu ea pe stradă. Numai acest lucru și era rău. Nu putea dormi și făcea planuri. Deci era ceva patologic. Da. Vreau să vă spun că încercați un tratament psihiatric, că acolo ajunge chestia asta. Pentru că încep obsesiile, urmăriri, chestii, așa, știți, adică e o întreagă poveste. Și am fost în situația în care, și fără rezultate, că nu sunt rezultate foarte bune. Vreau să vă spun că foarte bine s-a rezolvat. Deci am avut satisfacția asta, știți că de multe ori pacienții să-și recunoască așa e, să vină ei să spună, că de obicei nu spun întotdeauna. Dar să mulțumiți și spun. Asta vreau să spun, că este foarte important să începem să privim lucrurile puțin mai profund. Și de ce este nevoie de această medicină holistică? Pentru că medicina obișnuită nu rezolvă. Noi știm că, de exemplu, decât 65% din pacienți sunt vindecați. Vorbim în medicina alopată, deci cea din facultate, vorbim de pacienți care sunt tratați decât, deci nu rezolvați, de unde știm este că avem boli cronice. Și de unde știm acest lucru este că persoanele de vârsta a treia nu mai merg către 80, 90, 100 de ani într-un mod natural, adică să moară omul de bătrânețe, ci moare de boală cronică. Și eu consider că atâta timp cât noi am progresat și din punct de vedere mental ne-am dezvoltat foarte mult, am ajuns cu știința la nivel să pășim pe lună, este deja o problemă că nu ne putem vindeca propriul corp. Deja e ceva ce ne scapă. Și atunci o parte din medici au început să consideră că medicina obișnuită nu este neapărat, să zicem, perfectă, că trebuie să începem ca medici, și cine să înceapă decât noi medici, să studiem cumva, dacă nu cumva, în această abordare, să zicem, simplistă, adică decât a corpului fizic, nu cumva ne lipsește partea emoțională, sufletească și mentală. Vreau să vă întreb, în facultate, profesori, eminenți, da. Minți, ce nu și dragi telespectatori, că toți suntem datori profesorilor noștri. Sigur că da. A adus vreodată, s-a adus în discuție, poate acum, nu știu dacă, n-am întrebat niciun student la medicină, acest plan emoțional, pentru că iată, dumneavoastră ați adus acum în discuție cele 4 planuri. Da, este tratat prin psihologie, numai că aceste lucruri sunt toate făcute cumva pe specialități și pacientul săracul când vine, el nu beneficiază de toți acești specialiști la un loc ca să se descopere cam de unde vine problema. De exemplu, ca să ajungi la să-ți investighezi planul emoțional, trebuie să te duci la psiholog. Asta presupune ori te duci tu, da? Abordare directă, sau te trimite medicul de familie. Dar spuneți-mi și mie câți oameni se duc la psiholog, că eu vă spun că foarte puțin. Pentru că există un tabu cu psihologul. Că eu nu mă duc la psiholog, de obicei e confundat cu psihiatru și aici e o mare problemă și din partea psihologilor, părerea mea, pentru că n-au ieșit să spună că ei ce pot să rezolve. Știți? Dacă, așa cum, de exemplu, fac eu medicina holistică, este un lucru nou, da? Și eu ies să spun, dom'le, uite, asta oferă. Ca să știe oamenii, că n-au cum să vină dacă nu știe. Ori dacă tu, ca psiholog, să zicem, nu ieși și spui, eu pot să rezolv asta, pentru că aici, la nivelul psihologiei, chiar lumea nu știe că, de exemplu, anumite lucruri se pot rezolva foarte bine psihologic. Dar, de exemplu, și în partea mentală, să zicem că, într-adevăr, în partea mentală există psihiatru. Dar știți când ajungi la psihiatru? Decât când ești nebun. Sau cineva presupune că ai fi, te duci la un control, altfel nu prea în ajungi. Faptele tale nu sunt în concordanță cu ceea ce înseamnă normalul. Da, dar uitați-vă să vă explic, neatenția, uitarea și lipsa de concentrare apar de vreme și nu pentru ele, nu ajungi la psihiatru și e primul pas.
Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și este foarte important să încep... Și, apropo, și cum tratează psihiatru? Cu antidepresive. Știți? Și de asta te și ferești să ajungi, că ajungi foarte târziu când nu se mai poate. E foarte important să începem să vedem primele semne, să ne urmărim. Și cine trebuie să facă lucrul ăsta? Medicii care trebuie să iese să spună cum arată. Trebuie să facem prevenție. Ca să nu mai ajungem unde am ajuns, trebuie să facem multă prevenție. Ori noi nu prea facem. Dumneavoastră știți că pacienții, astăzi m-am avut și eu un pacient care a venit și s-a investigat și n-avea nimic. Și domnule, zic, chiar nu te doare nimic, nu ai nicio problemă? Nu, a venit la un control, zic, te felicit. Pentru că oamenii nu vindecă, ei vindecă când îi doare. Știți foarte bine. Da? De asemenea, vreau să mai spun un singur lucru. Pentru partea sufletească, nu există specialitate medicală. Noi nu avem un medic specialist pentru sufletul uman. Spuneți-mi care specialitate este. Ai decât cel de inimă, dar cel de inimă se ocupă de cardiologie, nu de suflet. Inima este un organ, nu este un corp emoțional, un corp sufletesc, pardon. Și asta vreau să vă spun. Deci aceste lucruri scapă. Acum, dacă ne gândim că corpul uman din start, așa ca la definiție, este alcătuit din cele patru corpuri și dacă vorbim că corp, să zicem, partea sufletească, o să vedem, este și cea care coordonează totul, o să vedeți că, de fapt, noi, medicii, nu ne ocupăm de esențial. Adică noi care vrem să rezolvăm ființa umană și să o facem să fie vindecată, noi nu începem cu începutul, nu începem de unde trebuie, începem cu coada, începem cu partea fizică. Și avem pentru partea fizică tot felul de preparate sintetice care sunt moarte, că sunt sintetice, că nu-s vii, preparate în laborator, deci moarte, da, ca idee, care le băgăm în corp ca să ce? Ca să ne mai doară, ca să ne curgă nasul, ca să ce? Toate aceste lucruri, durerea, să zicem o faringită sau, de exemplu, rinorea sau toate lucrurile astea, sunt, de fapt, modalități prin care corpul, în procesul lui de autovindecare, încearcă să scoată afară niște probleme. Și noi ce facem? Noi le supresăm. Deci noi punem imediat aia, nu aia, noi n-ai voie. Și ce se întâmplă cu acest lucru? O să vedeți că se întâmplă ravagii în corp, pentru că noi nu mai scoatem afară și impactăm, o să vedem ce, corpul emoțional, care da, în tot îmbolnăvit. Geronimo, conștiința mea, Pinocchio, Geronimo, conștiința. Păi conștiința, ca să lucrăm la conștiință, și apropo ce este conștiința, că poate facem o emisiune dacă mă invitați și despre conștiință. Îmi face plăcere, doamna doctor, da. Le spuneți lucruri pe nume, mai aflăm și noi câte ceva. Nu, eu și le spun și lucrez cu ele, eu trebuie să știți că în cabinet, fiecare pacient care intră îi se prezintă cum funcționează ființa umană, că nu știe omul, că nu i s-a spus ca idee și începem să lucrăm, să vedem, pur și simplu fac o conversație, pentru că trebuie să știți că dacă noi ca și medici nu ne alocăm, deci la mine consultația durează peste o oră, dacă nu ne alocăm 20 de minute din timpul nostru ca să educăm pacientul, să-l învățăm pe pacient, să explicăm pacientului, noi nu facem prevenție. Păi cum facem noi prevenție? Dacă folosim decât 20 de minute pentru pacient, ca să știți că atâta e norma. Deci la medic atâta e 20 de minute. La medicul de familie. Da. Deci medicul de familie și alt medic. Deci în general, în 20 de minute îți spune ce-l doare, da? Și tu îi dai un tratament. Dar nu-l întreb. Că poate are o problemă, poate soțul este alcoolic și este bătută persoana. Și atunci este o mare traumă emoțională și sufletească. Și dacă nu îi tratezi acest lucru, să-i dai curaj, încredere și putere să-i țină piept sau să ducă să-l tratezi sau să găsim o variantă împreună, ca idee, da? Să-i dăm o soluție, o să vedeți că degeaba tratezi persoana. Pentru că, de fapt, cauza este acolo și trebuie conștientizată și în momentul în care o conștientizezi, adică ai pus adevărul jos, deja se spune că 50% din lucru e rezolvat. E foarte important acest lucru. Bun, au văzut telespectatorii, să spunem, și o corelație așa între cele patru planuri. Acum eu vă întreb, doamna doctor, că tot am vorbit despre planul ăsta fizic, cu organele noastre, despre planul emoțional, sufletesc și mental. Există, eu știu, un plan mai vulnerabil decât cei care ne văd, ori să spună, cum, dragă, păi normal, planul fizic, acolo le vezi și nu le simți, e ceva palpabil, nu poți să te joci cu planul sufletesc, plan mental, plan emoțional și mai departe. Nu trebuie să te joci tu. Nu. Tu trebuie să înțelegi că există, trebuie să începi să le distingi în primul rând și să începi să spui probleme, că dacă, de exemplu, plângi foarte des, ai o tulburare în plan emoțional. Dacă, exact cum spuneați dumneavoastră, te doare sufletul aici, ai o problemă sufletească. Trebuie să știi că dacă nu dormi noaptea, te frămânți, da? Sau cearcă necât carul, ai o problemă sufletească. Că știți că se și spune că se frământă săracul, știți, adică de diverse. Adică, vedeți, vorbele din popor spun foarte multe. Noi am uitat să le ascultăm. Medicina asta pe care o promovez este o medicină foarte veche, nu e acum o descoperită.
Acum este din nou pusă în valoare, pentru că la un moment dat, la nivelul medicinei, s-a produs o eroare foarte mare. Noi am luat o cale greșită. În loc să mergem foarte mult pe calea naturistă, să putem să promovăm, să tratăm, să vindecăm pacienții noștri, deci omul în sine cu produse naturiste, care sunt produse vii, da? Deci adică din plante, noi, dezvoltăm foarte mult tehnologia, am început să preparăm în laborator produse chimice. Și atunci, cumva, într-un fel, a început, să zicem, prin aceste produse chimice, noi, fără să vrem, am început să îmbolnăvim propriul corp. Deci și vă spun și poate cum. Aceste medicamente îmi pot afecta și planul emoțional și planul fizic. Ne afectează peste tot. Să vă spun de ce, dacă îmi permiteți. În primul rând, că un produs de sinteză are ce presupune? Este că el, în general, imită un produs natural. Așa s-a început, da? Să limiți, ca să poți să faci mai mult, să zicem. Și am început să-l studiez pe acesta natural cum e și am imitat să facem așa. Numai că problema este că am creat niște legături chimice care sunt anormale, deci nu sunt naturale, le-am creat noi. E, acele legături, când produsul sintetic ajunge în corp și corpul începe să-l desfacă ca să poți să-l proceseze, ele nu mai sunt recunoscute ca fiind naturale, pentru că corpul e natural. Și atunci rămân ca semi-preparate într-un stadiu în care sunt considerate toxine de către corp. Deci, practic, nu se pot metaboliza până la final și nu pot fi eliminate din corp, ceea ce presupune că ne îmbolnăvim. Și vă dau un exemplu. Statistic s-a observat că țările care sunt foarte dezvoltate, deci beneficiază foarte mult de medicină, de farmacii, de produse sintetice, așa, au în plan emoțional, de exemplu, dar și în alte planuri, au mai multe rate de suicid decât țările mai puțin dezvoltate, unde nu sunt așa multe produse și farmacii și unde e dezvoltată medicina asta sofisticată. Se bazează foarte mult pe medicina naturistă, că e mai ieftină și asta oamenii acolo. Înțelegeți? Deci cu cât am evoluat, de fapt, și am băgat noi mai multe produse sintetice, noi, de fapt, ne-am auto-îmbolnăvit cumva, într-un fel. Și acum ideea este în felul următor, că e greu să recunoști ca medic chestia asta, doamna, dar până doctor, la urmă trebuie să începem să facem asta ca să facem curat. Vă întreb ceva. Da. Când o să văd într-un ambulatoriu, când o să văd într-un spital o secție de medicină holistică? Dumneavoastră aveți... În curând, eu vreau să fac un spital. Da, dumneavoastră aveți clinica la Pitești și mai veniți și mai activați din când în când. Nu, aici nu, la pe clinic. Fiecare luni. Nu, nu. Eu am luni. Deja pacienți în Vâlcea. Vreau să vă spun că emisiunea aia dumneavoastră a dat roade, deci am consultat deja în Vâlcea. Doamne ajută! Da, sigur că da, sunt pacienți deja și vreau să vă spun că, nu, eu vin luni pe fiecare luni sunt aici, deci consult. Deci nu există și consult și în alte orașe. Pentru că nu există încă medici din acest motiv și ăsta este unul din motivele pentru care ies și spun este că e foarte important și mă adresez medicilor în special, că trebuie să înceapă să observe, să citească, că sunt cărți. Sunt cărți deja de homeopatie, sunt cărți multe, sunt foarte multe cărți și medicii, să știți că au început să se aplece către acest lucru, rezultatele sunt mult mai bune. Deci este normal că atunci când ai rezultate să ieși, să spui și să valorifici acest lucru. Da, doamna doctor, am aici un exemplu foarte bun al doctorului Adrian Cacovean, care, iată, și-a îndreptat, pe lângă faptul că este chirurg, chirurgie cardiovasculară, și-a îndreptat atenția și către acest domeniu, are... având pasiune și drag pentru ceea ce înseamnă medicina, a încercat să extinde puțin. Să ajute pacientul. Exact. Deci, și are și satisfacția personală că a putut și... Da, da, trebuie să știți că, din păcate, îmi cer scuze, medicul, din păcate, a fost pus într-o situație foarte ingrată. În sensul că în cabinetul medical, dumneavoastră știți, vin foarte multe și telespectatori, știți, vin foarte multe firme, da, de produse sintetice, care te fac într-un fel sclavul lor, deci ajungi la un moment dat, da, un fel de, tu ca și medic, din păcate, ca un fel de distribuitor de produse sintetice. Ceea ce nu este cazul, pentru că nu mai ești în slujba pacientului. De medicamente. De medicamente. Nu mai știi, dar știți de ce? Cum avem am și gândit. În direct, vă putem rog. Să luăm un telefon în direct. Așa am învățat în facultate. Sigur. Bună ziua, vă spunem. Bună ziua, doamna doctor. Bună ziua. Am și o rugăminte. Spuneți-mi și mie, tulburare organică, da, afectiv, depresivă, da, și de personalitate, ce boală e asta? Păi, în primul rând, trebuie să știți că toate tulburările care sunt, să zicem, depresive din start, sunt probleme emoționale.
Dacă și de unde știm acest lucru? Pentru că nu este o tulburare a minții. Da. Dumneavoastră, de exemplu, din punctul dumneavoastră de vedere, vorbiți ba, de dumneavoastră? Nu sunt bolnavă, Doamne ferici. A, de altcineva. Cunoașteți soțul. Persoana? Soțul. Ok. Mă scuzați. Dumneavoastră, ca și soția dânsului, dumneavoastră, cum credeți? Că este domnul are o problemă mentală sau are o problemă emoțională? Cum le simțiți? Nu știu. De ce? De ce să nu știți? Că este soția dânsului. Nu știu, că nu vorbește cu mine, nu discută, nu comunică. Este nu... supărat. Da? Este supărat. Vă spun eu, deci este o problemă emoțională. Și ideea este în felul următor, că, într-adevăr, în momentul în care aceste probleme emoționale nu sunt rezolvate și sunt de foarte mult timp, cu timpul ajung să afecteze și planul mental, care este un plan mai profund, este un plan mai, cum să zic, mai complicat. Acum, nu știu, soțul dumneavoastră la exact în ce stadiu este, la ce graniță este. Adică dacă este decât o afectare emoțională sau este o afectare și mentală. Nu, îmi cer scuze, nu pot să mă iau numai după un diagnostic. Eu să știți că din start, când vine pacientul la mine, în general mă uit într-adevăr, să zicem în mare așa, la cu ce vine, dar nu prea vreau să știu. Dar dacă ar veni doamna și propun, ce ziceți doamna? Dacă ar veni doamna la dumneavoastră în cabinet și ar sta de vorbă privind și problemele, că e vorba de familie și ca să stabilești acea armonie de care eu tot vorbesc de ani de zile, să nu fie tensiune, să nu fie, că am auzit-o spun, nu mai vorbește cu mine, n-ați putea să o ajutați dacă soțul nu poate să... fie este în imposibilitatea sau poate refuză acest... Păi să știți că medicul de medicină holistică chiar asta face. Da. Pentru că în momentul în care este pacientul, eu așa și consult, vine pacientul, dar vine și persoana de lângă, adică din familie. De ce? Pentru că de multe ori pacientul e subiectiv, nu poți să scoți de la subiect exact care este realitatea, este punctul lui de vedere. Și întotdeauna vine și persoana cealaltă. E foarte important pentru că medicul de medicină holistică nu consultă pacientul, consultă familia și mediul pacientului. Degeaba tratezi persoana dacă nu vezi în ce mediu este. Și atunci este foarte important să ne aplecăm să înțelegem exact care este situația. Vedeți, dumneavoastră, medicul de familie este foarte bine pregătit, dar el nu are timp suficient sau nu este pregătit ca și medic holistic să poată să discute, pentru că și asta să știți că este o artă, trebuie puțină psihologie pentru asta, să poți să ajungi la miezul problemei, să vezi de unde vine supărarea, de unde vine problema. Sunt niște puncte cheie, niște întrebări pe care trebuie să le pui pacientului și persoanei de lângă ca să le deschizi sufletul, ca să poți să înțelegi de unde vine acest lucru. Sper că doamna a fost mulțumită de răspuns. Nu știu, mai sunteți pe recepție, doamnă? Nu. Dacă doamna are încredere, și eu zic să aibă încredere, pentru că în cazul în care urmează dacă cumva urmează un tratament psihiatric, că e de bănuit că ar putea urma un tratament psihiatric cu acest diagnostic, eu vă spun că tratamentul psihiatric este bun, dar numai pentru persoanele care au într-adevăr o problemă mentală mare, adică cum alte cuvinte, există un dereglaj foarte mare la nivel mental, dar din păcate în medicină se ajunge cu un tratament psihiatric și pentru problemele emoționale. Nu este o departajare foarte clară. Și atunci este păcat să nu încercăm să tratăm din punct de vedere, să zicem, cu preparate naturale, să încercăm să rezolvăm problemele emoționale, pentru că, să vedeți, s-ar putea să se doamna, rezolve problemele. Doamna doctor, pornim de la... Da, vă rog. Pornim de la acest telefon al doamnei. Sigur că da. Și avem acolo pe burtieră scris boala ca șansă. Sub semnul întrebării sau sub semnul exclamării. Revenim la tema emisiunii noastre. Da. Și acum întreb și cred că știu, nu este boala soțului un mesaj ascuns să fie o apropiere? Mesajul acesta al bolii, vorbim despre mesajul da. Bolii, vă rog. Este un mesaj pentru soțul, nu pentru doamna. Deci mesajul se referă la tine personal, nu este un mesaj pentru familie, da? Este un mesaj a relației, poate, nu știu exact, dar nu știu de ce dumneavoastră credeți neapărat că este numai acest lucru, că este ceva acolo. Poate să fie, de exemplu, depresia în general, trebuie să știți, că înseamnă lipsa speranței. Adică înseamnă că nu mai ai încredere în tine și nu mai vezi, ai depus cumva armele, deci nu mai lupți. Adică e ca și cumva mergem într-un tunel și lumința de la capătul tunelului nu mai este. Asta este definiția cumva mai empirică a depresiei. De aceea, acea persoană este în deznădejde, este în disperare și durere sufletească, deci este o persoană care strigă după ajutor.
Da? Și unde este impactul foarte mare? La nivelul sufletului. Ce urlă acolo? Sufletul lui care cere ajutor și restul este decât de acompaniament, adică problemele emoționale care apar, să zicem, eu știu, supărarea. Că supărarea este o problemă emoțională. Da? Este o modalitate prin care tu îți exprimi ce prin supărare. Furia, de exemplu, adică ura, de fapt, și asta înseamnă pentru că nu mai e iubire sau nu mai e ceva acolo. Deci poate să fie de la o relație, dar poate să fie și din alte motive, nu știm exact. Sunt multe motive care duc la depresie. Planul spiritual aici nu-și găsește locul în... Păi, numai despre asta, depresia este inversul dumnezeirii. Deci în momentul în care ai depresie, înseamnă că te-ai îndepărtat foarte mult de la Dumnezeu. Adică nu mai ai încredere, pentru că ce se întâmplă când ești cu Dumnezeu și cu sufletul tău? Nu mai ți-e frică. Și depresia înseamnă frică, știți? E foarte important să înțelegem că, de fapt, cumva, într-un fel, dacă ar fi să vorbim mesajul depresiei, să zicem, ești prea departe de mine. Și nu mai ai speranță. Că, știți cum este? Dacă crezi în sufletul tău și crezi în tine, n-ai cum să n-ai speranță. Absența speranței și prezența fricii arată că ești departe de acest lucru. Da, și viața îți oferă foarte multe lucruri, adică sunt foarte multe, să zicem, piedici, da, care pot să te ducă la faptul că nu-ți iese și te super după aceea. Dar ideea este că noi nu trebuie să luăm acest lucru personal, pentru că trebuie să știți că toate provocările vieții sunt de fapt ca noi să stăm în urma lor și să reflectăm la ce am greșit. Nu sunt niște lucruri pe care trebuie să le luăm, să le impactăm. Deci viața în sine este făcută din părți de sus și părți de jos, da? Adică trebuie urcăm și coborâm și când coborâm trebuie să stăm să vedem ce am greșit ca să putem urca din nou. Au intrat în cabinetul dumneavoastră foarte mulți pacienți. Și foarte mai mulți. Mii. Și dau vina pe divinitate, că v-am auzit. Uh-huh. De ce am ajuns eu în starea asta de boală? Cum pot eu, ca pacient, să abordez? Aș vrea să abordez această problemă a bolii cu seninătate. Pot eu oare să abordez această problemă? Da, da. Să știți că marea majoritate a pacienților vin disperați. Eu vă spun cum ajungi, că nu ți-e bine și nu înțelegi, în primul rând, de ce tu și deci cum nu vezi cum să ieși din asta. Da? Și e disperarea care este, să zicem, cumva efectul faptului că nu știi încotro să o iei și este foarte traumatizant. Dar trebuie să știți că în momentul în care primesc o explicație despre ce se întâmplă și văd că, de fapt, este un lucru care poate fi corectat, în plan sufletesc, în plan mental și în plan emoțional se pot corecta aceste lucruri. Trebuie să știți că și boala se vindecă în plan fizic dacă tu îndrepti mai lucrurile... Mai puteți să mai luăm un telefon? Da, voi, de asta suntem aici. Spune-mi din nou bună ziua, iertați-mă. Bună ziua, sunteți în direct cu doamna Florinela Bălan, cu doamna doctor. Vă rog. Mai tare un pic, dacă se poate. Aș avea o rugăminte la doamna doctor. Am și eu o spaimă, o frică. Da. O neliniște. Da. Nu pot să dorm noaptea bine. Asta a devenit depresie? Este o insomnie cu atac de panică care înseamnă primele semnele depresiei. Mici atacuri de panică. Atacul de panică e mai rău decât atât, dar sunt mici semnale cum că urmează o depresie. Deci în mod normal, și e bine că ați sunat, trebuie să vă adresezi unui psiholog sau unui medic care tratează și acest lucru. Pot să pun întrebarea pentru că am văzut un accent la doamna. De unde sunteți, doamnă? De la Satu Mare. De la Satu Mare. Bun. Păi, m-a putea ajuta și cu medicamente naturiste? Da, numai cu medicamente numai naturiste. Cu tratament naturist. Asta se iau legătură cumva cu dumneavoastră? Sigur că da. Știți ce faceți? După ce o să încheieți discuția cu domnul doctor, lăsați numărul de telefon. Nu am, am fost, să spunem... O să vă sun eu. Și vă sună doamna doctor. Da. Și chiar aceste medicamente naturiste... Remedii. Remedii, mai bine spus. Nu le numim medicamente. Vedeți că este de la Satu Mare, doamna doctor. Da, sigur. Dar pacienți de peste tot, să știți. Se pot trimite? O să vorbesc cu dânsa să vedem despre ce este vorba. În principiu nu se dă decât după examinare. Dar putem să discutăm, în primul rând, preparat homeopatic. Pot să vă dau cât de cât și găsim o metodă. Găsim o metodă, sigur că da. Atunci, luați numărul rezidenței. Vă rog, lăsați-l la colegii mei din emisie, doamnă scumpă. Și o să vă sun după emisiune. Bună. Mulțumim că ați sunat. Da. Doamna doctor, mai avem puțin, 44 de minute, mai avem, să spun, 6 minute la dispoziție. Vorbeam despre abordarea acestei, cum să înțelegem noi boala, cum să putem să ne împăcăm cu
Aș vrea să dau un exemplu. Aș vrea să dau un exemplu de o boală. Am avut de curând o pacientă, acum câteva zile, a venit o pacientă cu poliartită reumatoidă. Și m-a sunat pacienta și mi-a spus: doamna doctor, la dumneavoastră se poate trata, că eu mă tot tratez și n-am rezultate. Și este o boală cronică evolutivă, nu este o boală la care să te vindești, dumneavoastră știți. Adică când ai început lucrul ăsta, e clar că nu ți-e bine, pacientul este, în primul rând, dă o afectare locomotorie, știți, adică este... Te țintuiești. Așa odată. După aia este, din plan emoțional, o să vedeți că sunt foarte multe probleme, sufletesc, suferă foarte tare, deci practic pacientul este afectat pe toate planurile. Și dacă îmi permiteți acum să cifrez cumva mesajul acestei boli, ca să dăm exemplu această poliartită reumatoidă, să prezint un fel de caz despre asta. Deci, în primul rând, artrita ită, că știți că înseamnă inflamație, este inflamația unei articulații, afectarea aparatului locomotor din start. Și cea mai răspândită formă de artrită este poliartita cronică reumatoidă, pentru că trebuie să știți că sunt și feluri de alte artrite în corp. Majoritatea persoanelor în vârstă, da. Ea se caracterizează, deci, fizic, prin inflamație, rigiditate musculară și dureri. Dar să vedeți cum arată în plan emoțional, pentru că o să vedeți că problema vine din emoțional aici. Și e foarte interesant că tratând planul emoțional poți să ajuți foarte mult boala, substanțial. Uitați, arată așa, înseamnă stări de închidere, critică, supărare, tristețe și furie. Cam astea sunt simptomele în plan emoțional, problemele în plan emoțional al astfel de persoane. Și să vă spun cam cum este mesajul. Ideea este în felul următor. Așa cum articulația trebuie să fie grațioasă și liberă, așa trebuie să fie și gândurile noastre și comportamentele noastre. În momentul în comportamentele noastre devin rigide, noi suntem o persoană care suntem critici, ne supărăm și o să vă citesc după aia cum arată tabloul, așa? Așa și articulațiile devin rigide ca să ne arate că ai o problemă. Nu vezi bine. Deci este o virusare, în ghilimele, o problemă de gândire la nivel mental. Tu nu te vezi pe tine că greșești. Ești prea rigid, prea închistat și sufletul încearcă să-ți transmită că ai o problemă. Și pentru că nu-ți dai seama și nici n-ajungi la un medic care să-ți explice, de exemplu, atunci lucrul ăsta avansează până când ajungi foarte rigid. E ca și când îți mimează ca la mimă. E ca la mimă, știți? Haideți să vă arăt pacienta, deci a plecat din cabinet, fer convinsă că se vindecă, pentru că tot ce i-am spus eu era exact cum este ea. Haideți să vă arăt cum arăta. Era așa, inflexibilă, exigentă, încăpățânată, intolerantă, foarte moralizatoare și critică și orgolioasă. Exact asta era tulburarea ei de comportament. Și atunci, pentru că dânsa nu era dispusă să se schimbe în acest lucru, cumva, într-un fel, acest lucru i s-a întâmplat și în articulații. Înțelegeți cumva? E foarte important... Vă rog! dacă ar fi venit cu 2-3 ani înainte, i-aș fi spus: doamnă, sunteți predispusă spre poliartită reumatoidă. Uite ce vă așteaptă. Schimbați-vă. Haideți să vedem de unde vă vine. Și știți de unde vine de obicei. Mi-a spus la un moment dat că marea majoritate a pacienților dau vina pe Dumnezeu. O să vă contrazic, nu. O să vedeți. Eu am discutat că intră la consultație cu mii de pacienți. Majoritatea se auto-învinovățesc, să știți. Adică undeva acolo, la nivelul conștiinței, că de asta trebuie să dezvoltăm subiectul cu conștiința, există cumva o dualitate între ce spune mintea, adică ce spune ego-ul, personalitatea ta, și ce spune sufletul. Și sufletul vorbește prin conștiință, vocea aia interioară care spune: nu e bine, ai grijă, că nu e bine, da? Doamna, de exemplu, nu avea conștiința dezvoltată, că dacă doamna ar lucra să-și dezvolte conștiința, ea ar începea să se vadă că e așa, că e pe ea critică și se oprea, dar dânsa nu s-a oprit. Și atunci, fiindcă sufletul n-a avut încotro, i-a dat ca să priceapă, știți? Să fac acum exerciții de dezvoltare a conștiinței. Aoleu, dar pentru asta am venit noi aici. Noi, ca și ființe umane, suntem venite să lucrăm cu a doua minte pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu, cum ar veni, care se numește conștiință și care este mintea sufletească. Pentru că trebuie să știți că animalele n-au acest lucru. Animalele au suflet și au minte, dar că nici mintea lor nu este mică, că știți, ați văzut, sunt deștepte și animalele, dar nu au această a doua minte numită conștiință, care a sufletului, că de aia nu putem să o măsurăm, și care ea e ca o voce și ne spune: nu e bine. Mai uită-te puțin, ia mai autoanalizează-le, vezi că greșești aici, înțelegeți ce vreau să vă spun. Și noi suntem veniți aici să ne dezvoltăm această conștiință din atâtică, atâtică. Și dacă noi lucrăm cu ea, la un moment dat suntem opriți, că nu facem ce trebuie. Și trebuie să știți că bolile sunt un fel de mesaj, ceva de genul: ia mai oprește-te, ia vezi că nu ești pe drumul cel bun, ai intrat pe fundătură, nu e regulă, nu ești pe calea ta.
Greșești undeva. Vedeți, din păcate, pentru că nu ajungem la psiholog, pentru că nu ajungem la psihiatru și pentru că nu există medic pentru suflet. Trebuie să se înființeze această specialitate în facultatea de medicină care se numească medic pentru suflet. Da, pentru că avem și suflet. A fost o bucurie, din nou spun acest lucru, dragi telespectatori, a fost o bucurie să o revăd pe doamna doctor Florinela Bălan. Mă voi întâlni cu domnia sa și în luna iulie. Până atunci, eu vă spun toate cele bune, ne reîntâlnim mâine. Dar sper că de curând să ne întâlnim și cu dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră. O seară frumoasă, vă doresc!